La conferința de presă susținută de primarul Laurențiu Leoreanu după primirea certificatelor care atestă validarea calității de consilier local, s-a solicitat intervenția edilului șef pe lângă prefectura Neamț pentru a se obține plata indemnizațiilor operatorilor IT prin administrațiile publice locale și nu la sediul reprezentanților guvernului în teritoriu, așa cum a anunțat instituția prefectului că se va întâmpla. Edilul șef a luat cunoștință de problemă și a declarat că va încerca să discute cu prefectul Niculina Dobrilă pentru a trimite banii prin primării, dar că decizia aparține exclusiv demnitarului în cauză. Noi nu avem nicio problemă și putem sprijini, dar nu e de competența noastră. Toată aceasta este sub instituția guvernamentală a prefectului și se poate face prin cont bancar. Pot să dea contul și să facă. Eu cred că era un mod elegant prin care se putea face. Dacă nu, noi nu avem niciun fel de problemă în a sprijini acest demers. Ce vom putea face? Vom face un lobby, ca să spunem așa, instituțional, în sprijinul acestor oameni. Dar decizia este tot acolo. Vom vedea ce vom putea face. Vom discuta mâine dimineață cu doamna prefect. Altfel, operatorii de calculatoare au apărut în secțiile de votare pentru scanarea cărților de identitate odată cu introducerea sistemului informatic de securizare a votului și evitarea fraudelor electorale prin votul multiplu. Fiind indemnizați direct de către prefectură, operatorii au fost total neglijați și în timpul celor 12 ore cât a durat scrutinul, timp în care nu au primit de nicăieri nici mâncare, nici cafea și nici apă. Deplasarea la prefectura Neamț, mai ales a operatorilor din localitățile rurale situate la distanțe mari de capitala județului, presupune un disconfort major legat de o zi de muncă pierdută și cheltuieli din propriul buzunar legate de deplasare, plus oboseala.